Alaska a fost vândută americanilor dintr-un gest necugetat. Povestea din spatele acestui schimb este una de-a dreptul fabuloasă și a fost chiar implicat și un român. Timp de mai bine de un secol, Imperiul Rus a deținut Alaska și insulele adiacente. Alexandru al II-lea a cedat aceste terenuri Statelor Unite pentru mai mult de 7 milioane de dolari pe 30 martie 1867, când a fost semnat un acord de vânzare la Washington. Conform unei versiuni alternative, Alaska nu a fost vândută, ci închiriată pentru 100 de ani, dar tovarășul Hrușciov în anul 1957 a dat-o americanilor. Mai mult, unii sunt convinși că peninsula este încă a rușilor, deoarece nava care a transportat aurul ca plata tranzacției s-a scufundat. Într-un fel sau altul, toată povestea asta cu Alaska a devenit tulbure de-a lungul anilor. Hai să vedem cum s-a întâmplat ca Alaska să fie vândută în condițiile în care s-au extras 200 de milioane de dolari în aur la doar 30 de ani după vânzare. Dar înainte de toate, nu uitați să ne susțineți cu un like și subscribe. Apăsați clopoțelul și să trecem la treabă! În 1741, Vitus Bering, un remarcabil călător rus de origine daneză, a traversat strâmtoarea dintre Eurasia și America de Nord, care a fost numită ulterior după el, și a devenit prima persoană care a explorat Alaska. O jumătate de secol mai târziu a sosit acolo negustorul și navigatorul Gregory Shelikov, care a învățat populația locală să mănânce napi și cartofi. El a răspândit ortodoxia printre nativi și chiar a fondat o colonie agricolă în slava Rusiei. Din acel moment, Alaska a început să aparțină Imperiului Rus, iar locuitorii săi au devenit supuși ai împăratului. Localnicii erau nemulțumiți de faptul că străinii au preluat puterea asupra pământurilor lor și chiar i-au forțat să mănânce napi. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea prin faptul că în 1802 au ars cetatea Mihailovskaya, care a fost fondată de compania lui Shelikov și de partenerii săi de afaceri. 3 ani mai târziu, o altă cetate a rușilor a fost incendiată. Aceste aventuri îndrăznețe nu ar fi avut niciodată succes dacă nativii nu ar fi fost înarmați de antreprenori americani și britanici. Alaska devenise un paradis al oamenilor lacomi. De exemplu, blana de vidră de mare costa mai mult decât aurul, dar lăcomia vânătorilor a dus la faptul că deja în anii 1840, practic nu mai existau animale valoroase pe peninsulă. Adevărat, până atunci petrolul și aurul nu fuseseră descoperite în Alaska. Acesta este paradoxal cel mai important stimulent pentru a scăpa de aceste teritorii cât mai repede posibil. Faptul este că prospectorii americani au început să fie prezenți în Alaska, iar guvernul rus se temea că trupele americane vor invada teritoriul. Imperiul nu era pregătit pentru război și a recurs la un gest necugetat. Conducătorul principal al așezărilor rusești din America a fost talentatul comerciant Alexander Baranov. El a construit școli și fabrici, a învățat poporul nativ să cultive sfeclă și cartofi, a construit cetăți și șantiere navale și a extins comerțul cu blănurile de vidră. Sub conducerea lui Baranov, compania de comerț a adus profituri enorme, mai mult de 1000%. Când rusul a demisionat din cauza vârstei înaintate, în locul său a venit capitanul Hagemeister, care a dus cu el în companie ca angajați și acționari oameni ai cercurilor militare ruse. Statutul companiei era acum dictat în întregime de militari și tocmai acești acționari au adus compania în prag de faliment. În acea vreme, Alaska era un teritoriu pustiu. Existau câteva colonii rusești care se zbăteau la limita sărăciei. Autoritățile rusești nu vedeau potențialul economic al acestui teritoriu, motiv pentru care s-au hotărât să-l vândă. Viitorul se anunța a fi unul sumbru pentru Alaska. Începuse războiul din Crimea, iar Marea Britanie, Franța și Turcia erau împotriva Rusiei. Era din ce în ce mai clar că Imperiul Țarist nu mai putea finanța sau apăra regiunea de gheață, căile maritime fiind controlate de către navele aliaților. Nu exista speranță nici măcar în minele de aur, de teama că Marea Britanie să nu blocheze Alaska și să îi lase pe ruși fără nimic.
Tensiunea dintre Moscova și Londra creștea, pe când relația cu autoritățile americane era mai strânsă ca niciodată. Ambele părți au venit aproape simultan cu ideea de a vinde Alaska. Deci, baronul Edward de Stoickel, reprezentantul Rusiei la Washington, a deschis discuțiile cu SUA în numele țarului, prin secretarul de stat William Seward. În timp ce politicienii negociau, opinia publică atât din Rusia cât și din Statele Unite s-au opus afacerii. Ziarele rusești scriau: cum putem vinde terenurile în care am investit atât timp și efort pentru a le dezvolta, regiune unde a ajuns telegraful și unde s-au descoperit mine de aur? Presa nu era singura care dezaproba tranzacția. Congresul american o făcea de asemenea. Conducătorul echipei de negociatori din SUA a fost George Pomuț. El a fost ales pentru a negocia un preț cât mai bun pentru teritoriul din Alaska. Așa s-a și întâmplat, pentru că în ziua de 30 martie 1867, rușii au bătut palma cu americanii. Pentru modica sumă de 7,2 milioane de dolari americani. După această ispravă, George Pomuț a fost considerat erou național în SUA și în memoria au fost ridicate mai multe statui. Predarea oficială a terenului a avut loc în Novoarhanghelsk. Majoritatea rușilor care locuiau pe teritoriul vândut au refuzat să ia cetățenia americană. După puțin timp, cutia de gheață a început să aducă aur americanilor, aceștia obținând sute de milioane de dolari. Baronul Edward Stoickel, însărcinat cu afacerea la ambasadei ruse la Washington, a primit un cec de 7.200.000 de dolari, a luat 21.000 de dolari comision pentru munca sa și 144.000 de dolari au fost oferiți ca mită promisă senatorilor care au votat pentru ratificarea tratatului. Restul a fost transmis la Londra prin transfer bancar. Barele de aur cumpărate pentru această sumă au fost transportate pe mare la Sankt Petersburg. Nava Orkney, care transporta bare de aur, s-a scufundat în drum spre capitala Rusiei. Compania care a înregistrat încărcătura s-a declarat în faliment, iar pagubele au fost compensate doar parțial. Între timp a început o goană pentru aur în peninsulă și în doar 30 de ani după vânzare s-a extras aur în valoare de peste 200 de milioane de dolari. George Pomus este personajul principal care i-a lăsat pe ruși fără Alaska. În anul 1867, Rusia a vândut SUA teritoriul Alaska pentru o sumă de 7,2 milioane de dolari. În următorii 50 de ani, SUA și-a scos banii de 100 de ori mai mult. În echipa negociatorilor americani a fost și un român, generalul George Pomuț. Generalul a luptat alături de unguri în luptele împotriva austriecilor. După ce ungurii au fost înfrânți, generalul împreună cu alți 30 de revoluționari au plecat în SUA. Generalul s-a născut în anul 1811, în orașul Giulia. Părinții săi erau brașoveni de rit ortodox. Localitatea se afla pe teritoriul Ungariei și la vremea respectivă era considerată capitala românilor din țara vecină. Familia lui Pomuț a hotărât să se mute în România, mai precis în Secele, Brașov. Părinții lui Pomuț i-au asigurat o educație aleasă și după mulți ani de studiu, George a îmbrățișat o carieră militară. După ce a absolvit Academia Militară din Viena, Pomuț a devenit procuror regal și mai târziu și-a deschis un birou de avocatură. În 1861, la izbucnirea războiului civil american, Pomuț avea 43 de ani. A intrat ca locotenent în regimentul 15 infanterie din statul Iowa. Pomuț a fost promovat ca locotenent major și apoi ajutant. În 1864, el a condus acest regiment în bătălia de la Atlanta, cea care a pecetluit victoria Nordului împotriva Sudului. Datorită faptelor sale eroice, în anul 1866 este numit consul la Sankt Petersburg, capitala Imperiului Rus. Atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă credeți sau nu că Alaska mai este încă teritoriul Rusiei. Între timp, Evrica va pregăti un nou material video pentru voi, cei de după ecrane. Dacă v-a plăcut ediția de astăzi, susțineți-ne cu un like și subscribe. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal, vă îndemnăm să o faceți, pentru că mai urmează multe surprize informative. Pe curând!